Era o după-amiază de joi, stăteam cu bunica în preajma lacului. Mama era ocupată și s-a gândit să mă lase la bunica. Urmează să-mi petrec întreg weekendul aici. Bunicii îi place să croșeteze pe malul lacului. Se relaxează foarte mult când face această activitate. Du-te și plimbă-te și tu pe aici ca să nu te mai plictisești. Că nu mai stăm mult și după mergem să mănânci ceva, că probabil ți-e foame. Așa am și făcut și în timp ce mă plimbam, am văzut-o pe Angela, care pescuia. Bună, Angela, ce-i cu tine aici? Nu mă așteptam să te văd la lac. Și de când îți place ție să pescuiești? Bună, am venit cu tata. El s-a dus până la baie și să cumpere ceva de mâncare. Nu-mi place să pescuiesc, dar mama insistă că trebuie să petrec timp cu el. Așa că am venit la pescuit. Îmi facem astăzi ce vrea el, iar mâine mă duce la film. Mâine facem ce vreau eu. Atunci eu și Angela am plecat să explorăm locul împreună, să nu ne mai plictisim și să ne treacă vremea mai repede. Și în timp ce ne tot plimbam, Angela a văzut o casă în depărtare. Haide să mergem să vedem ce e cu casa aia. Am mai tot văzut această casă, Angela, când treceam cu mașina. Nu știu dacă e locuită. Normal că nu e locuită. Uită-te și tu la ea cum arată. E plină de pânză, de paianje, nu e îngrijită și așa neagră. Pare foarte veche casa asta. Deja m-ai făcut curioasă, oare cine a locuit aici? Haideți să întrebăm pe bunica, ea sigur știe, știe tot ce s-a întâmplat în orașul ăsta. Nimeni n-a locuit mai mult de un an în casa aia. De ce? De ce ar cumpăra cineva o casă și ar locui numai un an? Pentru că oamenii se speriau când venea noaptea de Halloween. Fantoma care locuiește în acea casă devine vizibilă și este văzută de oameni. Oamenii se sperie, își fac bagajele și pleacă de acolo. Auzind această poveste, eu și Angela am început să râdem. Hai, fantomă, cine mai crede în fantome? Nu există așa ceva. Nu e o fantomă rea, e prietenoasă. Dar oamenii o cred rea. Oricum, ea apare numai în noaptea de Halloween, după care se face nevăzută și nu deranjează pe nimeni. Eu am văzut-o și eu de câteva ori. Pe vremea mea organiza concursuri. Serios? O fantomă care se organizeze concursuri? Ce concursuri, bunico? În orașul ăsta există un dovleac de Halloween care e făcut din aur, pe care nu l-a găsit nimeni niciodată. Dar eu știu sigur că e ascuns pe aici pe undeva în oraș. Dacă te duci îmbrăcat într-un costum de Halloween în acea casă în 31 octombrie, fantoma aia o să organizeze din nou cel mai frumos concurs. O să-ți dea indicii și o să-ți spună unde este acel dovleac de aur. Când eram copil, am căutat cu toții, dar niciunul n-a fost în stare să-l găsim. Da, nu l-ați găsit pentru că nu există, logic. Nu există niciun dovleac de aur ascuns prin orașul nostru de o fantomă. Și dacă există, haide, Angela, ce ne costă să încercăm? Măcar o să ne distrăm. Bine, poate că ai dreptate. Tot ce trebuie să facem este să mergem în casa aia noaptea de Halloween îmbrăcate într-un costum de Halloween. Dar eu tot nu cred că există așa ceva. Haide să mergem în casa aia acum, dacă e abandonată. Putem să mergem să explorăm. Să știi că nu zici rău, Angela. Haide să vedem ce e în casa asta. Wow, chiar e prăfuită. E foarte ciudată și înfricoșătoare. Haide, Angela, nu m-a lăsat să intru singură. Du-te tu prima, o să vin și eu. Aoleu, chiar e beznă total aici. Ai cumva o lanternă la tine? Nu, Angela, afară e soare, e lumină. De ce aș veni cu lanternă la mine? Draperiile văd că sunt trase. E plin de praf aici. Da, și nu e nicio fantomă care să organizeze vânătoarea dovlecilor de aur, cum a zis bunica ta. Dar bunica a zis că fantoma prietenoasă va apărea doar în 31 octombrie. Păi, ne vom întoarce atunci, haide, să plecăm, miroase oribil aici. Seara de Halloween. Bună, Angela, ești gata să plecăm? Ce-i cu tine îmbrăcat așa? Nu, ce-i cu tine îmbrăcat așa, Angela? Eu sunt îmbrăcată normal pentru o petrecere cu costume. Bunica ta a zis că trebuie să mergem în casa aceea doar costumate. Că altfel fantoma nu o să ni se arate. Da, ai dreptate, numai că anul ăsta eu nu am costum. Mama nu și-a permis să-mi cumpere unul nou, așa că am venit îmbrăcată normal. Păi mergem degeaba dacă ai venit îmbrăcată normal, incredibil. Vino cu mine, o să-ți dau un costum trecut. Wow, îți stă minunat! Arăți chiar mai bine decât mine în costumul ăla!
Serios, Angela, ăsta este singurul costum pe care l-ai găsit în tot dulapul tău? Nici măcar nu e un costum, sunt niște haine vechi și rupte de la tine. Astea trebuiau aruncate. Exact, trebuiau aruncate, dar n-am avut timp să merg cu gunoiul, așa că, uite, le-am găsit o utilitate. Bine, Angela, haide să mergem, trebuie să ne grăbim. Seara de Halloween începe imediat și trebuie să mergem la vânătoare. Angela, parcă mi-e teamă să intru în casa asta. Haide, ai auzit ce a zis bunica ta, fantoma aia prietenoasă? Ne oferă indicii cum să ajungem la dovleacul de aur. Și dacă nu e chiar atât de prietenoasă, eu parcă nu m-aș risca. Hai să mergem acasă și să petrecem Halloween-ul în oraș, ca toți ceilalți copii. Haide, renunț chiar în ultimul moment. Eu mă duc singură dacă nu vii și o să fac singură rost de dovleacul cu aur. Stai, Angela, nu te duci singură acolo. Ce beznă e aici. Poate n-ar strica să folosim o lanternă. Bine că m-am gândit să aduc una. Wow, este fumbi aici. Haide să vedem ce se întâmplă. Am găsit fantoma prietenoasă. Bună ziua. Mie nu-mi pare atât de prietenoasă. Îmi pare mai degrabă înfricoșătoare. Bună, fetelor. Bine ați venit. Sunteți gata de marea vânătoare a dovleacului de aur. De 100 de ani nu a mai fost găsit. Bunicile voastre au încercat când erau de vârsta voastră să-l găsească, însă n-au reușit. Poate veți reuși voi. Și bunica mea? Da, Angela, și bunica ta. Dacă mergeți la etaj, acolo veți găsi primul indiciu. Bine, atunci hai să mergem la etaj să vedem unde este indiciul acela. Angela, cum de ești tu atât de curajoasă? Aoleu, e plin de fum aici, abia văd. Da, ai dreptate, altceva nu mai văd în casa asta. E doar praf, cărți vechi și ăsta este singurul lucru în plus. Știu, Angela, parcă am văzut unul când veneam aici. Era un schelet de asemănător pe drum. Serios? Eu n-am fost atentă. Haide să mergem, poate acolo e următorul indiciu. Unde ai văzut acel schelete? Când am coborât din metrou, trebuie să mergem la stația de metrou. Am văzut exact același schelete, urmează-mă, Angela. Vezi? Ți-am spus eu! Wow, nu pot să cred, am coborât de la metrou, era fix în fața noastră, iar eu nu l-am văzut. Bun, păi și de acum ce facem? L-am găsit! Și dar nu văd niciun indiciu, nu văd niciun dovleac de aur! Stai, are mâinile îndreptate în direcția aia! Așa e, sunt mai mulți! Scheletele are mâinile îndreptate în partea aia, ne arată o direcție! Haide, trebuie să mergem acolo! Și acesta are mâinile îndreptate într-o direcție. Trebuie să mergem în direcția indicată de schelete. Haide, Angela! Wow, nu pot să cred! Suntem foarte aproape în a găsi dovleacul de aur. Uite, am mai văzut unul! Și ăsta ne arată o direcție. Așa e, Angela, toți ne arată unde să mergem. Haide, trebuie să mergem în partea aia. Mai e unul aici? Ăsta e ultimul din câte pot să văd. Și ăsta ne arată o direcție. Ne arată spre clădirea asta. Cred că ăsta este punctul final unde trebuie să ajungem. Înseamnă că dovleacul de aur este în interiorul clădirii. Dar cum intrăm, Angela? În clădirea asta nu intră oricine, doar persoanele autorizate. Acum înțeleg de ce bunicile noastre n-au găsit niciodată dovleacul de aur. Asta este, n-avem ce să facem, nu putem intra. Ai dreptate, în plus e și foarte periculos să intrăm aici. Da, trebuie să plecăm și să renunțăm. Angela, ești bine? Ce-ai pățit, Angela? Uite ce am găsit! O cutie plină cu bomboane! Cred că asta trebuia să găsim! Vai, și ce bomboane! Sunt din alea scumpe de nu prea am cumpărat mama! Indiciile ne-au condus la cutia asta plină cu bomboane! Nu pot să cred! Angela, dă-mi și mie o bomboană! Mi-ai făcut așa poftă! În timp ce căutam cea mai mare bomboană, am găsit o poză printre bomboane rătăcită! Parcă cineva a pus-o intenționat! Hai, ghidată, cât mai cauți! Angela, uite ce am găsit! Ce e asta? O poză cu școala abandonată? Exact! Wow, nu pot să cred! Cred că ăsta este următorul indiciu! Acolo trebuie să mergem! Acolo, clar, vom găsi dovleacul de aur! Hai să mergem la școală! Nu vine să cred că asta este școala unde au învățat părinții noștri! Oare de ce e abandonată? De ce nu mai folosește nimeni în ziua de azi? O fi bântuită? Nu știu! Chiar vrei să continuăm acest challenge și să căutăm dovleacul de aur? Mi-e frică să intru în școala aia. Am ajuns atât de departe, nu vreau să renunț aici. Haide să intrăm în școală. Ce se poate întâmpla rău? Vai, ce besne aici. Vino și adu lanterna, că nu văd absolut nimic. A
Angela, ce-i acolo? Vezi și tu? E un cal! Ce caută un cal în școala asta? Devine din ce în ce mai sinistru. A, tu cine ești? Bună, v-ați descurcat foarte bine. Sunteți foarte aproape de a găsi dovleacul de aur. Sunt aici să vă ofer ultimul indiciu care vă va conduce la dovleacul de aur. Trebuie să căutați la lac, la căbănuța din pădure, unde se organizează vara tot felul de tabere. Cu siguranță ați mai fost acolo. Există un pod. Tot ce trebuie să faceți este să mergeți în acel pod și să căutați cu mare atenție dovleacul de aur acolo. Mult succes, fetelor! Angela, cu cine povestești acolo? Vorbești singură! Era un cal aici pe pian. Ce cal pe pian, Angela? Nu e nimeni aici. Oare ce indiciu trebuie să căutăm? Nu, Zâna, de pe calul de pe pian, mi-a spus că trebuie să mergem la lac, la cabana din pădure de la lac. Hai să mergem! Locul unde veneam noi în tabără vara? Da, sunt convinsă că este aici. Haide, urmează-mă! Angela, n-are cum să fie aici. Am fost aici de nenumărate ori vara în tabără. Aș fi știut dacă era un dovleac de aur ascuns pe aici pe undeva. E aici! Mi-a spus Zâna, urmează-mă! Tu ai fost în această căbănuță, dar n-ai fost în camera secretă de la această căbănuță. Dacă te urci pe cada asta, e o cameră secretă în pod. Există un pod secret, dar trebuie să mă urc aici. Ai avut dreptate, chiar e un pod secret aici. Wow, am avut dreptate, ăsta e. În sfârșit am găsit dovleacul de aur. Haide să-l luăm și să-l ducem acasă la fantoma prietenoasă. Wow, sincer v-am subestimat. Felicitări, fetelor. Ați găsit dovleacul de aur. Sper că v-ați distrat de Halloween-ul acesta. Și v-ați gândit ce veți face cu acest dovleac? Bună întrebare, Angela. Ce vrei să facem cu dovleacul ăsta din aur? Cred că valorează o avere. N-am avut niciodată un dovleac din aur, deci nu știu ce să fac cu el. Voi ce ați face dacă ați avea un dovleac de Halloween făcut din aur?